Proiectul pentru construirea campusului școlar de la liceul cu program sportiv Suceava include și amenajarea unui teren de fotbal cu suprafață sintetică. Deși suprafața de joc ar urma să fie omologată și pentru a găzdui competiții oficiale, pentru teren nu au fost prevăzute nici vestiare pentru sportivi, nici tribune pentru spectatori. Primăria încearcă acum să găsească o soluție pentru modificarea proiectului. Era prevăzut inițial mai cu teren de fotbal, acum se face și pistă de atletism, mai mult decât atât se dorește să facă și niște tribune minime acolo, că nu este terenul prevăzut cu tribune. Noi am preluat acest proiect care a fost făcut în 2007 către școală. Încercăm să vedem, să avem discuții cu proiectantul, cu dirigintele de șantier, cu cei de la ADR, în măsura în care se mai poate face ceva, dacă se mai pot face modificări din economii care sunt la proiect. Dacă nu, sigur vom încerca și cu forțe proprie al primării municipiului Suceava să creăm condiții ca acel teren care se amenajează acolo să poată fi agreat, abilitat, să poată desfășura activități sportive pe el.